Ce să fac cu angajatul genial și nesimțit care e rudă cu mine? De exemplu, mama. Și aici ai tot răspuns cumva la întrebarea asta, dar de ce mi se pare că e un pic diferit? Pentru că, în primul rând, nu poți să o dai afară din firmă, pentru că e rudă. Și, în al doilea rând, și ea a construit firma și ea este principalul nume, în spatele firmei. Ah, da, dar în ce sens este angajat genial și nesimțit? În sens că de ce este pe departe cel mai bun medic din echipa noastră și ocupă și rolul de director medical, care este un rol într-un spital esențial și de care depinde absolut toată activitatea spitalului pe partea medicală. Dar ea refuză să facă orice atribuție ține de directorul general. Adică eu țin ședințele cu asistenta șefă. Și eu mă ocup de partea asta organizatorică, cât pot să o ajut, că n-am cunoștințe medicale. Dar nu e deloc normal să se întâmple așa. Acum sunt rolurile la voi? Adică cum se înțeleg în companie? Care e rolul tău, care e rolul ei? Rolul meu de director executiv, mă ocup de, să zic așa, să încep cu de ce nu mă ocup, că mi se pare mai simplu. Nu mă ocup de nimic medical, adică în teorie cel puțin, partea de asistente și medici. Nu mă ocup de contabilitate și HR, mă ocup de restul echipelor, echipa de call center, de recepție, echipa de marketing, de IT și asta în teorie, în organigramă, dacă iei și o deschizi acum, așa arată. Când În spui că practică. te ocupi operațional, Cum? mai zi o dată. Când spui că nu te ocupi, te referi din punct de vedere operațional? Nu mă Departamentele ocup în respective. Ele nu clar raportează. de. Încerca să nu vorbiți unul peste altul, că nu se înțeleagă. Zi-o, Adrian. Nu-mi este clar când spui că nu te ocupi de un departament, nu te ocupi de loc operațional sau sunt manageri acolo sau sunt alte persoane responsabile care raportează către tine. Adică tu ești sau nu ești elementul central în companie, adică CEO-ul. Eu nu sunt elementul central, tata este elementul central. Sub tata aș fi eu și mama, care îi raportăm lui. Și contabilitatea și HR-ul, de exemplu, raportează direct lui, iar tot ce e medical raportează direct la mamă. Deci tu ai fi un fel de manager operațional, mama ta este managerul medical, iar tatăl tău este CEO. Da. Și ce putere ai tu să schimbi lucrurile în companie? Adică să poți să schimbi, ai nevoie de ceva putere. Ce putere ai? Păi, în principiu, orice putere legată de departamentele pe care le conduc, adică aici am o putere destul de mare, iar legat de restul, fac propuneri și discut cu tata, dar o putere destul de mare. Adică n-am avut probleme niciodată să vreau să îmbunătățesc, să implementez ceva, să mă duc la tata și să-mi zică. Adică am avut, mi s-a întâmplat să-mi zică asta e o prostie, dar pentru că era o prostie, nu pentru că era chiar ceva relevant. Ok, și care e comportamentul toxic al mamei tale? Comportamentul toxic este odată în relația ei cu asistentele, că nu își îndeplinește, nu face nimic ce ține de conducere pe partea asta. Dar mai e și legat de medici. Cumva îi urmărește când greșesc și le reproșează că greșesc. Pe de o parte e bine că îi urmărește, pe de altă parte e o urmărire din aia toxică și care face medicii să plece, medicii fiind un angajat cheie în firmă. Poți să spui pe scurt, deci domeniul vostru de activitate este clinică de oftalmologie. Da. Cifra de afaceri. 16 milioane de lei anul trecut. Și număr de angajați. Cu tot cu colaboratori în jur de 50, angajați efectiv 30. Cât
la sută dintre ăștia sunt medici și cât la sută sunt operaționali? 10 sunt medici, restul sunt operaționali. Deci, medicii intră la colaboratori. Medici colaboratori. Da. Ok. Băi. Este de fiecare dată o problemă destul de mare cu familia în business. Este o problemă mare. Singurul mod în care eu l-am văzut că funcționează este atunci când fiecare își acceptă rolurile din companie. Aici nu vorbesc rolurile de acasă, soț, ce naiba, copil, vei fi copilul lor oricând și când vei avea tu 50 de ani, tot copilul lor vei fi și tot în felul ăsta se vor raporta la tine. Însă, ca un business să poată să crească, ca un business să poată să aibă stabilitate, e un motiv pentru care oamenii pleacă foarte des și pleacă foarte repede din companii și nu stau mult timp în companii, este faptul că nu au predictibilitate. Iar predictibilitatea asta vine din câteva lucruri. Odată vine din faptul că își cunosc foarte bine responsabilitățile sau obiectivele în funcție de unde sunt în business. Doi, vine din faptul că știu exact în fața cărui om răspund și răspund pe acele responsabilități specifice. Nu răspund că azi are unul dintre noi chef să este mai nervos și atunci îl ceartă pe nu știu care din companie că pur și simplu are nervi. Da. Iar partea asta de structură de leadership, adică exact în fața cui răspund, nu intră nimeni peste el, el îmi dă bonusuri, el îmi dă salariu, el sau ea îmi dă salariu, în fața ei răspund atunci când sunt probleme și claritatea în responsabilități și predictibilitatea în evaluările acelor responsabilități este ceea ce creează o cultură stabilă în care oamenii se pot relaxa. Deși pare foarte ciudat faptul că avem nevoie de responsabilități foarte specifice și evaluări ale acelor responsabilități, mulți consideră că odată ce facem asta aducem mult stres. De fapt, aducem stres la început când oamenii sunt obișnuiți să lucreze hai-hui, dar după asta aduci foarte multă relaxare pentru că relaxarea vine din predictibilitate. Iar problema cu familiile care conduc un business este că se bagă unii peste alții și nu există o claritate foarte bună între în fața cui răspund eu și ceilalți nu mă interesează. Și lucrul ăsta se întâmplă destul de des în companii pentru că, cum să zic, în mod normal ai răspunde cumva managerului operațional și ai lucra cumva cu managerul operațional, dar odată ce tu știi că managerul operațional este fiul CEO-ului sau managerul ăla medical este soția CEO-ului și tot așa, oamenii se simt destul de încorsetați, nu știu exact cum să relaționeze cu toată povestea asta. Și atunci este și mai greu să creezi structură și predictibilitate într-o poveste de genul ăsta. Iar singura soluție, adică singura, sunt vreo două soluții. Una, cea radicală în care mama iese, tata iese, rămâne un CEO, își construiește o companie stabilă pe următoarea perioadă, chiar dacă să zicem pierde niște oameni cu abilități foarte, foarte ridicate. Acei oameni pot să rămână însă, de exemplu mama și tatăl, pot să rămână ca și consultanți.
la fel de bine să scoți acești oameni din familie, din familie auzi. Nu din familie, că acolo nu merge. Să scoți acești oameni din, din business, trebuie să faci foarte bine diferența între rolul de asociat și rolul de angajat în business. Da? Mm-hmm. Pentru că ei își păstrează rolul de asociat. Și atunci, clar, propunerea mea pentru ei, dacă aș vrea să iasă din business, este ok, aveți o vârstă, hai să vă bucurați de ceea ce de vârsta asta, cât mai mult. Aveți atât la sută din companie, eu am atât la sută din companie, iar ceea ce eu îmi asum este ca voi trimestrial să aveți profitul ăsta, să aveți dividendele astea. Da? Iar pentru asta, voi nu trebuie să faceți nimic sau îmi oferiți atâtea ore de consultanță lunar, ca să te folosești și de experiența pe care o au, pentru că nu degeaba ai zis, ne simți genial. Este, are o problemă mare, toxică în modul de a manageria oamenii, dar are o experiență pe niște abilități, o experiență foarte colosală. Da. Și atunci vreau cumva să mă folosesc de acea experiență pentru ceva timp. Asta este o soluție. A doua soluție, care o văd foarte rar să funcționeze, dar o spun, este să-i pui să stați împreună la masă, să vă stabiliți. Astea sunt exact rolurile, asta e modalitatea prin care, astea sunt responsabilitățile fiecăruia, chiar dacă unul e CEO, chiar dacă celălalt e manager medical, toți trebuie să aibă un set de responsabilități, iar în momentul în care nu își îndeplinesc acele responsabilități, ne asumăm că există consecințe unii față de ceilalți și acele responsabilități includ inclusiv ceea ce mama ta, să zicem, nu face cum ar trebui să facă, sau așa mai departe. Acum, de ce zic că nu este tocmai că e optimistă soluția care funcționează de cele mai multe ori? Pentru că este foarte greu, ne este foarte greu ca oameni să facem diferența între rolul de acasă și rolul din business. Ne este foarte greu să facem asta. Și mai ales când trecem la o anumită vârstă, aceste schimbări comportamentale, emoționale, devin și mai greu de făcut. Așa că recomandarea mea ar fi prima soluție. Oferă părinților tăi o bătrânețe frumoasă și asumă-ți rolul de a conduce companie. Bine, ei sunt relativ tineri, adică au... N-au 70 de ani, au în jur de 50, deci ar mai avea, să zic, loc de carieră. Mai ales că pe partea medicală cariera începe de la 50 de ani, să zic așa. Nu este, n-ai auzit de vreun medic renumit care să aibă 30 de ani, abia a terminat rezidențiatul. Atunci, ce mai greu? Atunci, bun noroc! Deci, Rareș, da. Compania este fondată de părinții tăi, corect? Da. Bun. Ce nu mi-este mie clar este cu ce te afectează comportamentul mamei tale în momentul de față. Nu mi-a fost clar, pentru că înțeleg că totuși sunteți pe roluri diferite, responsabilități diferite. Da, asta e împărțirea teoretică. Practic, eu încercând să o ajut cu departamentul de asistenți, ea vine la mine și îmi zice, a, păi uite-te, asistentul ăla e praf, de ce îl mai ținem, nu știu ce. Și eu nu lucrez cu asistentul, eu nu sunt medic, eu nu pot să-mi dau seama dacă e praf. Da, pot să fac niște evaluări, să cer un feedback de la medici, dar ea, dacă lucrează cu respectivul asistent, ar fi mult mai ușor să se ocupe și ar fi feedback-ul mult mai real și relevant decât de la mine, obținându-l prin terți. Ok. Eu văd lucrurile în felul următor. Părerea mea este că în contextul ăsta, așa cât l-ai explicat tu, se aplică ceea ce spunea mai Răzvan mai devreme, în sensul că atunci când lucrăm cu familia, rolurile se întrepun și intrăm unii peste ceilalți. Da, mie mi se pare că de fapt tu intri peste mama ta, cel puțin din ce, da, ce mi-ai explicat. Și asta poate că ar fi bine să nu mai faci. Și doi, eu cred că
Întrebarea nu e chiar potrivită, adică în tot ceea ce a povestit și am povestit împreună cu Răzvan în webinare și în ultimele luni de zile sau de când se tot spune despre acești nesimțiți genial, poți să te uiți la angajați și la oamenii din companie și să te gândești, bă, ăsta e un nesimțit genial din poziția de putere. Tu n-ai puterea. Tu nu ești nici măcar pe picior de egalitate, că n-ai cum și nu vei fi niciodată pentru că e mama ta și Corect. n-ai ce să faci acolo. Da? Și atunci abordarea nu este întrebarea, eticheta, labeling, cum vrei să spui, nu cred că este potrivit. Ce ți-aș recomanda eu să faci ar fi să insiști pe stabilirea rolurilor. Adică de fiecare dată când aveți o discuție din punct de vedere profesional, să faci ceea ce eu recomand și în trimestriale a ownerilor și explică rolul din care vorbești. Ieși din rolul asumat din rolul de copil și vorbește din rolul de manager, manager de departament de call center, specifică tot timpul rolul din care vorbești, astfel încât să o ajuți și pe mama ta să se repoziționeze cel puțin în relația cu tine. Și asta, dacă faci o perioadă suficient de lungă de timp cu ambii părinți, ușor, ușor sunt șanse să înceapă să gândească și ei la fel și să conștientizeze, băi, stai că eu acum nu mai sunt în rolul de mamă, eu acum sunt în rolul de manager, ar trebui să mă comport altfel, trebuie să văd altfel lucrurile, am alte responsabilități. Dar singura soluție pe care o văd cu ai în contextul ăsta al tău este puterea exemplului tău. Șansele ca tu să schimbi părinții tăi, care sunt medici, deci deja e o mare problemă. Da? În primul rând că sunt medici, e greu să le schimb punctele de vedere. Sunt și tine. Cum ai spus și tu, și mă așteptam că sunt părinți tineri, sunt extrem de mici. Amândoi sunt medici. Amândoi sunt medici, sau au fost la origine. Tata nu mai profesează, a fost medic de familie și acum se ocupă doar de partea de conducere exclusiv de ceva ani. Ah, E strategia afacerii, cine o face? Tata. Și mă rog, mai nou eu împreună cu tata, adică ne consultăm pe orice problemă. Măi, eu speram ca părinții tăi să fie mai în vârstă, dar... Mă bucur că nu știu ce pot să zic. Dacă Băi, nu sunt... eu o secundă, Răzvan. Eu să știi că am o părere foarte bună despre businessurile cu familia. Da? Pentru că se întâmplă două lucruri. Ori se duce totul dracu și nu funcționează nimic. Da? Deci, ori asta, ori se întâmplă cealaltă variantă, în care oamenii ajung să înțelegi și colaborează atât de bine împreună, încât business-ul crește na, exponențial și foarte repede. Na. Nu se pot întâmpla din punctul meu de vedere decât din cele Adrian, două lucruri. Acum, în situația asta, din nu ce prea se vede ai și ce te simți și pe tine, pare că mai ai de învățat, mai ai de crescut, mai ai de stat acolo. internet bun. Adrian, te cam întrerup. Acum nu am aceeași părere cu Adrian despre businessurile de familie, pentru că este foarte rar și mai ales cultura noastră românească nu prea a demonstrat asta în ultimii ani. Sunt culturi cum este Germania, unde, de exemplu, businessurile se dau timp de sute de ani din generație în generație. Și asta cumva este o mândrie și cultura te împinge să faci asta. La noi, în cultura noastră, copilul de fiecare dată vrea să reinventeze ce a făcut sau să se ducă cât mai mult la polul opus față de ce au făcut părinții, pentru că avem lucruri să nu intru în detalii de ce cultura noastră este așa, pentru că sincer nu știu dacă cultura, să zicem, nemților este mai bună decât o cultură de genul ăsta. Este adevărat ce zice Adrian, că atunci când funcționează și ai trei oameni maturi, fie ei mamă, tată, copil, fie mai mulți din aceeași familie, dar oameni maturi din punct de vedere emoțional, odată ce încep să lucrezi pe roluri clare, e adevărat, e mai complicat la început și trebuie să tot aduci aminte exact ceea ce zice Adrian, lucrurile încep să funcționeze într-o armonie extraordinară, pur și simplu pentru că există partea de management corectă, dar apoi există partea de trust maxim, care nu poți să-l găsești în Clar. nicio altă relație. Dar de ce nu sar eu pe vagonul ăsta? Este pentru că se întâmplă foarte rar. Și mi-aș dori să se întâmple la tine, dar
Dar tu nu lucrezi cu soția sau? Cu soția e diferit. Soția e foarte diferit. Pentru că cu Adică. soția ți-ai ales un partener de viață alături de care vrei să crești, să ai o discuție și să ne împărțim rolurile ca să ne fie la toți mai bine. Nu avem aceeași codependență în rolurile de soț și soție, pe cât are nevoie, de exemplu, o mamă să-și ori să-și apere copilul, ori să își păstreze încă, cum să zic, relevanța în propria ei viață, prin faptul că copilul ei nu le știe încă pe toate. Sunt multe lucruri emoționale acolo la mijloc. Cu soția este mult mai simplu. Dacă ai și o soție bună, dacă nu, e. Dacă nu, nimic nu-i simplu. Absolut, Hai să vedem dacă. rare și mă aud? Da, mă destul de încet, dar te auzi. Vorbește mai tare. Diferența majoră între relația cu soție, cu un partener, cu iubită și așa mai departe, versus relația cu părinții, ține de copilărie. În funcție de cum ne-au crescut și ne-au educat părinții noștri, suntem și noi în viața asta. Și acolo, ori sunt niște traume foarte adânci, pe care dacă nu le conștientizăm și nu le reparăm, o să ne ghideze toată viața. Ori suntem, avem o relație foarte faină și foarte apropiată. Adică lucrurile sunt mult, mult mai complicate din punct de vedere psihologic în relația cu părinții. Mult mai complicate. Iar strada pentru putere între părinți și copii este de când e omul pe pământ. Adică asta, când îl aduci într-un business, lucrurile se complică exponențial. Dar așa cum zice și Răzvan, ține foarte mult de maturitate emoțională. Dacă oamenii sunt maturi, dacă împreună reușiți să creșteți și să ajungeți la maturitatea asta emoțională, lucrurile pot funcționa foarte bine. Cel puțin cu tata lucrez foarte bine, adică nu ne intersectăm. Fiecare Lucrez face. foarte bine, nu ne vedem. Nu, ne vedem foarte des, dar fiecare știe la ce e mai bun celălalt și cumva respectăm asta. Adică el știe clar că dacă e ceva legat de tehnologie, de nu știu, cum ar trebui să vorbească un om în call center, el nu se bagă la chestia asta. Eu știu clar dacă e ceva legat de contabilitate, de optimizarea cheltuielilor, să zic așa, lucru de care el e pasionat, mie nu-mi place, nu mă bag în așa ceva. Și atunci suntem cumva complet separați și funcționăm foarte bine. Cumva îi recunoști foarte bine meritele tatălui tău și skillurile lui. Mă întreb dacă nu cumva mama ta are nevoie de aceeași atitudine. Are nevoie, adică să-i fie ridicate în slavi abilitățile remarcabile pe care le are, iar acolo unde nu face tocmai bine, ori să alegeți că aveți un alt manager acolo, ori pur și simplu să preiei tu sau să preia tatăl tău, să preia altcineva lucrurile pe care nu le face bine. Pentru că altfel, mai ales o persoană care este pusă într-un rol de management, dar apoi are și rolul de mamă, are și rolul de soție, în momentul în care tot te duci la această persoană și îi spui asta nu faci bine, asta nu faci bine, asta nu e ok, asta ar trebui să o faci tu, nu să o fac eu și așa mai departe, ajunge să aibă senzația că nimic nu face bine. Iar în momentul în care ea are senzația că nimic nu face bine, vrea să-ți demonstreze că ea le face pe toate bine. Că e normal, asta facem. Da? Și din nou, împărțirea rolurilor pe abilitățile unde suntem cu adevărat buni și să delimităm clar care naiba sunt acele responsabilități și ce ne asumăm, nu doar că poate să facă minuni în business-ul vostru, poate să facă minuni în relația voastră, în relația voastră de acasă. Dar trebuie cu reguli. Și regulile astea, chiar dacă aveți voi acum o întâlnire,
frumoasă la o masă și stabiliți toate regulile și ziceți, ok, acum totul va fi bine, bullshit, nu va fi bine. E un proces. E un proces de, ok, hai să facem așa, după aia greșim toți, ne întâlnim, iarăși din nou ne stabilim cum să facem și tot așa până când, până când ne armonizăm. Din nou, speram ca părinții tăi să fie mai bătrâni. Fără nicio... Era o glumă. Da. Bun, dragule, hai să vedem ce... Următoarea întrebare, nu? Da. Cum delegi eficient achiziția, gestiunea depozitelor de consumabile și plata facturilor? Cum ții sub control furtul și respectiv cât de în amănunt ții gestiunea? Hai, stai să luăm. Zi una specifică. Că sunt mai sunt cumva... Vreau. Eu le văd... Adică... Bun, ok. Hai să vedem așa. Cum delegi de fapt toată partea de achiziție și aprovizionare? La fel, de orice altceva, de ce, despre ce ți-e frică? Că... Ok, frica pleacă din faptul că dacă tu nu mai controlezi ce se cumpără, se pot cumpăra foarte multe lucruri aiurea și crește consumul foarte mult. Mm-hmm. Cum se întâmplă, de exemplu, în spitalele de stat. În spitalele de stat e un proces foarte clar prin care se achiziționează medicamente, dar toată lumea se servește din medicamentele alea ca și cum ar fi ale lui. Tu acolo ai două procese pe care le cam îmbin și n-ar trebui să fie îmbinate. Unul este procesul de achiziție, celălalt este procesul de folosire a lucrurilor achiziționate. Da. Uh-huh. Sunt două lucruri separate și achizitorul nu o să-ți managereze ție cum se face, cum se folosesc lucrurile în operațional. Da. Și atunci, în primul și în primul rând... ai nevoie de procese, proceduri și responsabilități clare pe cum folosesc materia primă pe care eu am la dispoziție, cum se folosește. Da? Sunt de la procese mai complexe unde necesită aprobarea unui manager, necesită aprobarea nu știu cui în momentul în care am nevoie de XYZ. Sunt procese mai simple unde pot să folosesc, pot să-mi aleg eu cât folosesc atâta timp cât rămân într-o marjă. Da? Adică folosesc atât. Abia după ce ai asta, abia după ce partea asta este clară și este bine făcută în companie, apoi îți vine achizitorul, care în procesele de achiziție ai câteva lucruri la care să fii atent. Unul este, de exemplu, în majoritatea companiilor impunem ca în procesul de achiziție să primească un anumit număr de oferte înainte să achiziționeze orice. Da? De exemplu, ești obligat să iei 3 oferte pentru a achiziționa orice în companie. Când mergi mai sus și lucrurile pot să degenereze și mai tare, ai voie să faci asta doar de la furnizori aprobați de companie. Și atunci sunt două procese. Primul proces este cel în care se găsesc furnizori aprobați de companie. Iar apoi este procesul în care se achiziționează de la acei furnizori prin faptul că de fiecare dată când se face o achiziție, se cer oferte de la toți sau de la 3 sau de la 5 furnizori agreați. Asta pentru a nu intra în partea cealaltă, ce se mai întâmplă destul de des, și anume, da, ok, mi-ai cerut tu 3 oferte ca să pot să achiziționez ceva, eu am un deal cu compania X, dă nu știu ce ca să achiziționăm de la ei, așa că o să iau o ofertă de la ăia, iar apoi o să iau 2 oferte proaste de la alte 2 companii și atunci îți arăt că de fapt oferta de la compania pe care eu vreau, de unde eu vreau să cumpăr, este cea mai bună. Și atunci modalitatea în care se controlează asta este prin furnizori aprobați deja de companie. Însă, eu ți-am spus aici un proces complex care face sens într-o companie când achizițiile sunt
dese, când achizițiile sunt mari, când numărul de furnizori este mare, când se schimbă des furnizorii și așa mai departe. Dacă nu am o situație chiar atât de mare, nu are sens să îngreunez atât de mult procesul, pur și simplu iau un achizitor bun pe care îl controlez pe anumite KPI-uri și are nevoie, pun în reguli ca achiziții mai mari de nu știu cât, trebuie să treacă pe la managerul X pentru a fi aprobate. Sunt în companii, poate să meargă direct la managerul, adică aprobarea poate să vină direct de la managerul lui direct, sau de multe ori poate să ducă până la CEO. Adică prima oară aprobă managerul direct, după care aprobă, să zicem, managerul operațional, după care aprobă CEO. Depinde de cât de sensibilă e situația. Și pentru, să zic, ok, asta funcționează, din ce am înțeles eu, pentru produsele care se cumpără recurent, pentru consumabile. Dar dacă, nu știu, să zicem că se strică ceva, se arde un monitor și trebuie schimbat, cum pot să verific că persoana respectivă nu și-a luat el monitor acasă și pe banii firmei, să zic așa? Inventar. Și de aici venea și întrebarea, cât de în amănunt ținem gestiunea, adică pentru parte în amănunt, dar nu o ții tu. Clar, ținem ca firmă, nu. Deci fiecare lucru din firmă trebuie să intre într-o gestiune care spune, ok, cu cât a fost achiziționat, când a fost achiziționat, cine îl folosește, istoricul folosirii, că un monitor poate se mute de la mine la Adrian, Adrian poate să-l dea după aia la nu știu ce alt angajat, pentru că el își ia un alt monitor și tot așa. Da. Dar tot parcursul ăsta trebuie ținut. Pentru fiecare. Și apoi ai, așa, bun. Și apoi ai odată la ceva timp, scuze Adrian, ai odată la ceva timp audituri, care asta e. Ai audit. Și în momentul ăla, oamenii responsabili, dacă au făcut măgării, știu că au de plătit. Este aceeași poveste cu a face evaluările pe responsabilități. Degeaba tu ai responsabilitățile clare dacă nu există un proces de evaluare pe care omul să-l știe că odată la X timp liderul lui se întâlnește cu el, îi ia fiecare responsabilitate și verifică dacă și-a îndeplinit-o. Același lucru este în partea asta de gestiune și de achiziții și așa mai departe. Degeaba îți pui echipa să mențină un inventar corect dacă ei nu știu foarte clar că odată la X timp se face audit și se verifică unde dracu este fiecare monitor, unde este fiecare lucru cumpărat. Adrian. Sunt două aspecte aici, Rareș. Unul, proces verbal de predare-primire pentru absolut toate echipamentele pe care cineva le preia. Tot timpul. Deci dacă discutăm specific de povestea asta cu monitorul, în momentul în care a plouat monitorul de la departamentul de achiziții sau de unde a venit el, persoana respectivă semnează. Când s-a stricat, îl aduce înapoi pe cel stricat, semnează că l-a predat și îl preia pe cel nou, pentru că nu poți să stai tot timpul să verifici buna credință a tuturor angajaților. Al doilea aspect este în momentul în care cineva fură, pentru că am văzut că ai ridicat contextul ăsta de câteva ori și întrebarea, trebuie să fie extrem de drastic și trebuie să-i măsuri pe loc, fără niciun fel de negociere. Dacă cultura companiei tale s-a întâmplat o singură dată ca cineva să fure și să fie lăsat să fure, să fii convins că se va întâmpla și a doua și a treia oară. Okay. E atât de simplu. Da. Este atât de simplu. Ideea este care, dacă este să te duci la partea fundamentală, procesul trebuie să fie corect, adică fiecare lucru care se achiziționează intră într-o gestiune, de fiecare dată când se dă mai departe există procese verbale și mai departe. Se ține gestiunea corect, apoi trebuie să existe verificare, pentru că din nou repet ceea ce am repetat de mi s-a luat mie, și anume ceea ce nu se verifică, nu se întâmplă. Și în momentul în care sunt verificările,
există consecințe normale pentru lucrurile unde au fost erori. E normal să fie erori într-o gestiune, nu este anormal, dar e normal să fie la un anumit nivel. Dar în momentul în care este rea intenție, consecința este concedierea pe loc, pentru că asta e cultura în care vrei să stai. Dacă nu ai făcut-o și ai găsit, i-ai acceptat omului ăla orice fel de scuză, exact ceea ce spune Adrian, așteaptă-te ca o să se întâmple, facă parte din toată compania. Că asta e ceea ce se întâmplă. Am avut o situație aici exact pe speța asta acum în decembrie. Una din companiile apropiate mie chiar. Sunt un e-commerce. De șeful de depozit a furat echipamente de vreo 50 ceva de mii de euro în ultimul an de zile. O întreagă inginerie pusă la punct, cutiile goale, întoarse înapoi, împreună cu curierii, ceva absolut fabulos, absolut fabulos. Au aflat în momentul în care a sunat o persoană la firmă și a întrebat de garanție pentru produs, că el a cumpărat produsul acum 2 săptămâni și că el vrea garanție. Și când l-au căutat în baza de date, face, nu vă spălați, de unde ați cumpărat, că la noi nu. Face cum, că uite, a venit curierul, mi-a predat. Ownerul mi-a luat 2 ore jumate să-l conving să se ridice de pe scaun, să ducă la poliție să facă reclamație. Nici măcar nu i-a trecut o secundă prin cap că el ar trebui să facă chestia asta. El se pregătea să facă anchete, să vadă, să fie convins 100% că ar fi directorul de depozit. Este aceeași problemă pe care o vedem din nou și din nou și din nou și din nou. Când oamenii ne greșesc, nu avem capacitatea asta, puterea, fermitatea să luăm măsuri pe loc. Tot căutăm să le găsim. De multe ori, ownerii caută să le găsească scuze și explicații astfel, unor astfel de oameni. Iar problema asta e mult mai toxică decât orice altceva și orice alte probleme ar fi ce am povestit mai devreme. Din fericire, nu am problema asta și nu m-am ciocnit cu ea. Când am început să mă implic în firma alor mei, am început prin structurarea secretariatului și modului de funcționare. A fost efectiv nevoie să îi dau pe toți afară pe parcursul a 6 luni, să îi înlocuiesc complet. Nu am avut cu cine discuta și am încercat să le explic că uite-te, vezi tu, un pic lucrurile s-au schimbat și trebuie să le facem mai bine. Dar adică am trecut cumva prin chestia asta și m-am asigurat că oamenii știu și pe partea asta de furt că clar se va ajunge la poliție și nu o să fac eu anchetă pentru că n-am pregătirea să fac anchetă, nu-mi place să fac anchetă și nici nu mă interesează. Deci o să las pe cineva care se ocupă cu asta. Nu se întâmplă atât de des pe cât se crede. La nivelul ăsta îmi imaginez că nu o să se întâmple, cum zicea Adrian, cu 50.000. Dar în același timp să ai procesele corecte de operațional, procesele de verificare și consecințe corecte pentru lucrurile care se întâmplă, o să te țină safe de toate acele povești. Iar în momentul în care crești la un nivel la care faci achiziții de câteva milioane sau zeci de milioane de euro, e un buget pe care ți-l asum de la început că vor fi în genul ăsta de lucruri. Nimeni nu poate să țină 100% sub control asta, dar atâta timp cât marja e ok, asta e realitatea în care trăim. Din păcate, văd, de exemplu, am văzut foarte mulți antreprenori care n-au scalat pentru că le-a fost teamă și încă le este, nu vor să fie furați absolut deloc. Și ideea este că de multe ori am văzut oameni care sunt dispuși, de exemplu, să nu facă 10 milioane de euro în plus pentru că vor fi furați 100.000 de euro. Trăim, nu prea, cum să zic, nu... Este o fantezie lumea în care nu vom fi furați absolut deloc. Ideea este să fim furați în așa fel încât noi încă să facem un profit foarte mare. Și normal, atunci când se descoperă furtul, să fie consecința pe măsură. Dar nu te bloca în a fi perfect,
pentru că de cel mai multe ori îți va bloca creșterea fără niciun motiv. Eu încerc doar să nu scap de sub control cheltuielile, să nu fie enorme. Știu că se întâmplă și nu accept asta, dar e normal. Da. Ce-ți mai recomand aici, Rareș, este ca nevoia și bugetarea să vină de la managerii departamentelor. Adică să vină structurat. Și când faceți bugetarea pe 6 luni, pe un an înainte, adică zona asta de cheltuieli, să o ai cumva predictibilă, să știi deja la ce te aștepți și da, vei avea tot timpul un buffer pentru chestiuni, cum ai povestit mai devreme, vor fi echipamente care se vor strica. Și atunci trebuie să ai un fond tot timpul de rezervă pentru genul ăsta de echipamente. De exemplu, un call center, pentru că și eu am call center, noi avem tot timpul 4-5 laptopuri de rezervă care sunt la dispoziție pentru situațiile în care se strică ceva. Și atunci lucrurile devin predictibile. N-ai de ce să te trezești cu cheltuieli pe care nu le-ai anticipat deja dacă lucrurile au fost deja discutate, propuse, aprobate de tine sau de tatăl tău, cine face aprobarea de buget în companie. Și atunci știi că achizițiile nu vor depăși bugetele deja agreate. Mm-hmm. Și pentru medicamente, din ce am înțeles de la voi, ar fi bine să fac un fel de consum mediu per pacient și să anticipez astfel și doar dacă văd că sare foarte mult din plaja asta să ridic un semn de întrebare responsabilului. Exact. Dar la fel, dacă tu nu, sau dacă tu ai datele și poți să iei astfel de deciziile, iei tu, dacă nu, identifică persoana din companie care are acces la aceste informații și care poate face niște estimări cât de cât mai predictibile, cât mai ancorate în realitatea datelor din trecut. Mm-hmm. Nu te aud, Răzvan, nu știu dacă e de la mine. Stai că vorbeam singur, eram pe spuneam, nu ești o firmă nouă, ai un istoric, ceea ce dacă e să te uiți în istoricul ăla, îți va da cu o acuratețe destul de mare cam care este media per pacient. Și probabil vei avea nevoie de mai multe medii. Ai media per pacient, ai media per pacient cu anumite afecțiuni și cu aceste medii ajungi și te joci și normal ele sunt ajustate constant trimestrial sau anual în funcție de inflație, de creșterile de preț, de bla bla. Pe mulți oameni au dat acum peste cap aceste lucruri pentru că au crescut prețurile în anumite contexte cu o volatilitate foarte mare. Azi era un preț, mâine era alt preț, poimâine era alt preț. Și atunci, în contexte de genul ăla, ai nevoie și controlul să devină mult mai rapid, mult mai des, cu o frecvență mult mai mare, pentru că nu poți să te mai bazezi pe istoric. Dar dacă nu ai o astfel de volatilitate, uită-te în spate, fă-ți mediile necesare, media per pacient, media per pacient în funcție de afecțiuni și apoi ai pe plețe roșii acolo unde trebuie să ai. Și oricum, consum. Inclusiv este un loc bun de unde să pornești și să pui obiective, pentru că poți să pui obiective de scădere a cheltuielilor pentru cheltuielilor medii, de exemplu, pentru anumite tipuri de pacienți. Ai de unde să pleci. Mm-hmm. Bun. Cum concediezi și reangajezi eficient personalul în urma schimbărilor sistemului de management pentru a crea cât mai puțin haos și fluctuație de personal? Aici ai zis că tu faci asta și că o faci pentru că ai experiență și știi cum să o faci. Întrebarea e cam cum ar trebui să se poartă o discuție sau cum ar trebui să comunici angajatului, știi, uite, un pic s-au schimbat așteptările de la tine astfel încât să nu creezi o revoltă. Spune, dragul. Uite, ce am făcut Rareș în ultimii 2 ani de zile acolo unde ne-am dus și am implementat un sistem nou de management, a fost că am luat-o de jos în sus.
Deci nu ne-am dus, n-am impus, n-am cerut lucruri peste noapte, ne-am dus la fiecare angajat împreună cu managerul sau managerii lor s-au dus la ei și au spus: guys, uite, vrem să schimbăm un pic lucrurile, hai să vedem cum facem, de așa natură încât să ne facem viața mai ușoară, să facem lucrurile mai structurate, ăsta este sistemul de management, hai să plecăm. De principiu, de obicei, ce se întâmplă este că pleci de la responsabilități. Și este un exemplu bun, pentru că de cele mai multe ori oamenii nu știu care sunt responsabilitățile lor, au cu totul și totul altă impresie despre ceea ce ar trebui să facă acolo și managerii și CEO-ul la fel nu știe și nu înțelege foarte clar ce fac oamenii într-o companie, mai ales când ajungem la 40-50 de oameni cum sunteți voi. Și atunci ce faci? Te duci la cobor cât ierarhic cât se poate de jos și pleci de la omul ăla și îl rogi pe el să scrie el, să deseneze el care sunt responsabilitățile, da? Pentru ce primește bani? Că responsabilitățile sunt lucrurile pentru care oamenii primesc salariu. Și pleci de acolo. Și după ce el își trece și își pune pe hârtie toate lucrurile astea, începi cu managerul sau tu, sau cine se ocupă, cine face implementarea, ușor, ușor să începi să le recalibrezi. Că o să ai responsabilități mai în call center. Păi eu trebuie să fac vânzări. Și el asta trece ca responsabilitate, nu trece altceva. Eu trebuie să fac vânzări, punct. Sau eu trebuie să dau telefoane, punct. Ceea ce este foarte abstract și trebuie să recalibrezi, să spui: ok, ce înseamnă să dăm vânzări? Păi înseamnă să faci vânzări. Păi înseamnă să aducem 30 de clienți noi pe lună sau 3 sau 5. Ok, hai să trecem chestia asta cât mai specifică. Okay. Îi ajut pe ei și împreună cu ei faci responsabilitățile verificabile și măsurabile. Am trecut prin exercițiul ăsta deja de câteva ori prin companii cu zeci de angajați. Îți spun că n-a plecat nimeni până acum pe motivul ăsta. Oamenii au fost foarte încântați pentru că, repet, ne-am dus la ei, i-am lăsat pe ei să vorbească, le-am auzit vocea lor, le-am auzit perspectiva lor și peste perspectiva lor am venit cu sistemul de management TBT, care are foarte mult sens și pentru ei, în primul și în primul rând. Și energia și cultura, ceea ce s-a întâmplat, a fost că s-a schimbat în mod pozitiv foarte, foarte repede. Adică dacă mă întreb din punct de vedere cultură organizațională care sunt lucrurile care au avut cel mai mare impact, culmea a fost tocmai implementarea de responsabilități, de roluri, procese și proceduri companiei. Da. Noi am făcut cumva partea asta de responsabilități și le-am făcut împreună cu ei. Doar că am mai pus câteva responsabilități care le cresc productivitatea Da. și la care ei sunt reticenți. Oricum, am făcut un paralel cu mărirea de salarii din anul acesta. Adică ei primesc și un bonus în plus la salariu. Nu, creșterea, Răzvan, cum se strâmbă la mine. Nu Nu, primesc la un fel. bonus efectiv pentru noile responsabilități, ci pur și simplu le crește salariul din cauza devalorizării, din cauza diferenței de salariu în piață față de cum suntem noi poziționați. Adică am făcut și ajustările de salarii în partea asta, care în general sunt înspre plus. Dar ei tot par foarte reticenți. Sunt reticenți la... Dă-mi un exemplu de responsabilitate la care sunt reticenți. De exemplu, la sfârșit, când achită pacientul, vrem să ceară feedback. Vrem să ceară, nu feedback, un review, sub forma: dacă ne-am ridicat la așteptările dumneavoastră, v-au plăcut, serviciile au fost ok și nu știu ce, ne ajută să ne lăsați un review. Iar ei nu vor să facă asta, li se pare că deranjează omul sau ceva în sensul ăsta. Adică ceva relativ stupid, fără niște argumente. Bine, da, argumentele la nu vreau nu sunt niciodată foarte bune, presupun. Pentru mine încă este fascinant că un angajat pe un rol, oricare ar fi el, fie rolul ăsta de recepționeră sau recepționist sau cum îl aveți voi în companie, că liderul acestei persoane poate să vină să spună: uite, ai responsabilitatea să transmis mesajul ăsta de fiecare dată când se termină și persoana aia să zică nu. Sau că mie este nu știu cum. De, pentru mine încă este fascinantă povestea asta. Pentru că am trecut de la un management
dictatorial în care oamenii n-aveau nimic de spus și trebuiau să stea cu capul în jos la orice li se spune și să ducă să facă oricât de idiotă i s-ar părea acea acțiune, am trecut la un management în care toată lumea trebuie să fie de acord cu toate deciziile care se iau în companie. Iar dacă nu este toată lumea de acord, stăm și discutăm și rediscutăm acele lucruri până când, Doamne ajută ca toată lumea să fie de acord, ceea ce de cel mai multe ori nu se întâmplă. Din perspectiva mea, unul din motivele pentru care se întâmplă asta este că liderul nu prea își asumă autoritatea. Păi, am autoritate acolo. Pot să stau, pot să vă adun pe toți și să zic, ok, hai să vedem cum putem să ne îmbunătățim customer service. Și să venim cu idei. Și să apoi din acele idei să le transformăm în responsabilități și oamenii să fie de acord cu ele și să fie totul lapte și miere. Se întâmplă. Câteodată merge. Păi, dar stai puțin. Când eu îmi dau seama că eu am nevoie de review-uri pentru business-ul meu și am nevoie ca de mâine oamenii să-și îndeplinească responsabilitatea asta, păi ei și îndeplinesc responsabilitatea asta, fie că vor, fie că nu. Dacă nu vor, au avertismentele și vor pleca. Adică de prea multe ori se lasă mult prea mult loc de discuție din perspectiva mea asupra unor lucruri care ar trebui să vină de la management și așa să se întâmple. Punct. Eu nu stau să cer de fiecare dată părerea angajaților dacă este bine sau nu să implementăm sistemul de management TBF într-o companie. Păi nu stau să o cer, pentru că la dracu, asta știu că am de făcut, e necesar. Ei vor spune tot timpul nu. La fel cum n-am de gând să cer părerea vânzătorilor, auzi, nu vreți să lucrăm cu toți într-un CRM? Fuck it! Lucrează în CRM, asta e responsabilitatea ta. Atenție, la mine, rare, Spania. Aici e un echilibru, e un balans în ceea ce spune Răzvan. Da? E un echilibru pe care trebuie să-l crezi. Sunt unele lucruri unde e bine, discuți cu ei, faci brainstorming-uri, analizezi, uite, responsabilitățile, te duci, le asculți vocea, perspectiva, lucrezi împreună cu ei. Deci sunt unele lucruri unde este recomandat și sănătos să implici. Sunt altele care sunt non-negociabile. Și din nou, ține de tine și de capacitatea ta de a transmite chestia asta. Eu am astfel de situații cu managerii mei și încep debate-urile și eu îmi dau seama că deviem și spun ok. Zic, uite, de exemplu, asta e o situație care este non-debatable, nu negociem aici. O cer eu și punct. Și ei știu că din momentul ăla nu mai are sens niciun fel de argument, nicio discuție, nimic, pentru că ce înseamnă când spun non-negociabil? Înseamnă că eu preiau responsabilitatea. Dacă chestia aia nu funcționează, e la mine, mi-asum eu responsabilitatea și nu trebuie să le mai dau lor explicații, pentru că de-aia sunt CEO. Sau de-aia sunt lider, sau de-aia sunt manager. Da? Și când spun cuvântul asumare, la mine chiar înseamnă ceva. Adică există o greutate în spatele acestui cuvânt. Și da, ai nevoie de momente de genul ăsta în care să fii franc. Acum, pe contextul tău, ce aș face eu, pentru că eu înțeleg ce se întâmplă acolo. Nu era credință, să știi, în situația asta concretă. Este rezistența oamenilor, este zona aia de confort, le e rușine. Poate fi și chestia asta, să le fie rușine să ceară feedback-ul ăla, pentru că au impresia că sunt invazivi către clienți. Și ceea ce trebuie să faci în cazul ăsta este să faci training-uri cât mai multe cu ei. Pe speța asta, să faci roleplay-uri pe subiectul ăsta. Băi, te duci tu, mai aduci niște prieteni, să vă jucați un pic până ei se acomodează cu ce? Cu situațiile nasoale. Adică, bă, hai să vedem ce se poate întâmpla în cel mai rău caz dacă ne dă ăsta un feedback negativ. Și dacă îi obișnuiești și faci câteva training, cu siguranță vei scăpa de situația asta. Mm-hmm. Sunt contexte care pot fi reparate foarte bine prin traininguri, mai ales atunci când nu există abilitatea, să nu există confortul emoțional ca oamenii să facă X, Y, Z. Dar pe de cealaltă parte, prea multe negocieri cu angajații. Prea multe negocieri. Mult prea multe. Eu nu spun să nu le fie luate în serios părerile, mai ales când o persoană vine și îți demonstrează că, uite,
așa ar fi mai bine, arată-mi că pentru business așa ar fi mai bine, n-am nicio problemă să spun, ok, decizia mea n-a fost ok, dacă tu mi-ai demonstrat că e mai bine pentru business într-un anumit fel sau în altul și schimbăm responsabilitățile. Băi, dar foarte mult se întreabă de ce durează atât de mult să faci cam orice în business-urile din România. Pentru că se negociază al dracu fiecare lucru. Stau la fiecare rahat să stau să ajung ca tu să fii de acord cu mine că trebuie să ceri un rahat de feedback sau că trebuie să împingi omul respectiv să-mi dea review. Te plătesc un salariu, fă responsabilitățile pe care le ai în acel salariu. Și sunt contexte în care, din nou, după cum a zis Adrian, faptul că ne întâlnim și facem împreună un brainstorming și scriem responsabilitățile și toți suntem de acord cu ele, sunt destul de multe contexte în care așa funcționează. Și e ok, este un început bun. Dar nu pot să fac asta pentru fiecare nimic, pentru fiecare mic lucru care trebuie schimbat, pentru fiecare lucru unde am pe unul căruia nu prea-i convine și așa mai departe. Plus, ai grijă la liderii informali. Pentru că de cel mai multe ori ai 90% dintre... cineva a pornit un microfon sau ceva? Eu mi s-au stins căștile, scuze. M-auzi prost așa sau mă duc să-mi pun un cablu de încărcat? Puneți un cablu, te rog. Imediat. Da. Chestia asta e... mă mănânc în interior, pur și simplu. Cu... Mama nouă, ce se întâmplă, e și vina asta. Adică, în alte contexte, eu am văzut-o la mine de câteva ori. Și vin obișnuiți așa, să negocieze, să comenteze la absolut orice, la... Hai că mie asta nu-mi convine. Am avut o situație odată, Răzvan, până vine Rareș. A venit o fată de la marketing, foarte supărată, foarte supărată. S-a întâmplat acum 5 ani povestea asta. A bătut cu pumnul masă, efectiv a intrat în birou și a bătut cu pumnul în masă că nu se mai poate așa ceva, că este o atât de mare discriminare în compania asta. De ce programatorii au mașină pusă la dispoziție, să deplaseze și ei nu îi se plătește biletul de transport? Păi zic, mă, unde stai? Ploiești, nu știu cum să spun, e un oraș mic. Adică cam de oriunde ai sta în Ploiești mai mult de 10 minute, nu poți să ajungi în altă parte. Și zic, dar unde stai? Și mi-a zis zona, păi stau la județean. Păi zic, mă, de acolo autobuzul face un sfert de oră, taxiul costă 3 lei, ce să-ți plătesc? Nu, că nu se mai poate așa ceva. Păi șoc. Deci șoc, pentru că ea era fer convinsă că noi facem o nedreptate în ceea ce se întâmplă acolo. După care am tot văzut genul ăsta de comportament. E greu de lucrat cu ei. E foarte greu când vin așa obișnuiți să comenteze, să negocieze, să uite în toate părțile, dar stai că acolo, de ce la contabilitate este mouse-ul alb? Și eu am negru și așa mai departe. E nevoie de fermitate, de asta este ceea ce lipsește. Fermitate, nu agresivitate. Fermitate, lucrurile explicate, bă, noi așa facem lucrurile, se convine bine, nu se convine. Avem opțiuni cu toții, bineînțeles. Asta e o abilitate greu de care o văd din ce în ce mai greu de acceptat și de învățat de către lideri. Diferența dintre fermitate și agresivitate. Pentru că foarte mulți lideri ajung să nu vrea să fie fermi, să aibă fermitate pentru că o consideră că sunt agresivi. Și de când cu tot bullshit-ul ăsta din dezvoltarea personală și 11.000 de speaker care apar și care spun numai fantezii, din faptul prostii totale. Nu-mi place să vorbesc, că știi că mă evit să vorbesc de chestia asta, dar am văzut atât de multe situații în care oamenii ăștia, băi, vorbesc despre pace, libertate, fluturași, porumbei, a terminat spiciu, s-a dat jos de pe scenă, trece ospătarul pe lângă el și, bă, firea al dracu, n-ai văzut că nu mi-ai adus apa când am cerut-o? Exact. Și mai am prieteni care îmi trimit videouri de la ăsta, de la Simon Sinek. Păi deci, pe băiatul ăla, pentru 90% din lucrurile care le spune, l-aș lua și l-aș da cu capul de toți pereții. Pentru că nu respectă absolut deloc realitatea.
dar sună atât de bine ceea ce spune și cât de frumos trebuie să te comporți cu oamenii și cum trebuie să le accepți toate ideile, că el a avut o situație în care a venit o măturătoare și i-a dat o idee de business care i-a mărit, nu știu la care companie, a mărit business-ul cu 5 milioane. Fuck it, tu ai de gând să-ți conduci un întreg business după ideea că oricine poate să-ți vină cu idei bune și hai să le ascultăm pe toate și hai să le debate pe toate și hai să fie toată lumea de acord cu ele. O luăm razna. Astea sunt niște excepții. Nu putem să ne conducem o companie doar după excepții. Și mă scot din sărite. Liderii au nevoie să învețe fermitate. Au un rol acolo. Rolul lor este cu adevărat să fie fermi. Dar în același timp rolul lor este să crească constant. Să asculte. Dar asta nu înseamnă că iau în serios fiecare lucru pe care mi-l aduce omul sau stau cu tine de 15 ori pe o discuție, că tu de ce nu vrei să pui feedback-ul ăsta, să cer oamenilor feedback? Nu, am cu tine o discuție odată, a doua oară sunt avertismente și după aia. Să știi că m-am gândit mult la asta, Răzvan. Vine din viziune, frate. Din neasumarea viziunii, adică dacă nu știi ce dracu vrei să faci, dacă ție nu ți este clar, bă, eu în 10 ani vreau să fac asta, păi când ți s-a clarificat ce înseamnă asta în 10 ani, nu mai stai să mai pierzi timpul cu prostii, că tu ai ceva de făcut, tu ești accelerat, bă, eu trebuie să ajung acolo și detectezi foarte repede după aia toate bullshit-urile astea și poți să te protejezi, să spui, bă, ok, să fii sănătos, dar știi ceva, pe mine nu mă ajută la ceea ce vreau să fac în 10 ani de zile. Eu așa o văd. Că cu cât reușim să înțelegem mai bine unde vrem să ajungem, cu atât reușim să devenim și mai fermi și mai asumați. Acum, uite, sâmbătă discutam cu cineva și eu vreau să fac un spital, mi-a intrat în cap asta și te-am mai zis și ție. Și prietenul ăsta al meu zice, domne, hai să o luăm încet. Hai să facem întâi o clinică mică, după aia zic, bă, tu nu înțelegi, eu nu vreau să fac business, eu vreau să fac, avem nevoie. Zic, dar n-am timp de pierdut. Păi, domne, unde te grăbești? Cum adică, mă, unde mă grăbesc? Păi ceasul tică e, deci acum fac 50, 60, 70 de ani. Hai să facem, hai să ne mișcăm, hai mai repede, hai să stricăm lucruri, da? Cât se poate de repede. Da. Dragule, să revenim la întrebarea ta. Nu recomand tactica mea de a da oamenii afară și de a-i reangaja. Eu am spus-o și am spus-o cu mult... nu știu cum să... cu multă reticență am spus-o când am spus-o. Și motivul pentru care o spun cu multă reticență este, unu, ai nevoie să fii foarte sigur pe tine. Pentru că dacă chestia asta e... nu ești foarte centrat în momentul în care te-ai dus să o faci, distrugi încrederea oamenilor în ultimul hal. Doi, viziunea trebuie să fie stupid de clară, pentru că aia îți dă siguranța și asta dă și oamenilor semnificația de ce faci lucrurile pe care le faci. De asta nu este un lucru pe care recomand, ok, hai ca să implementezi mai repede sistemul de management, fă-l după ce simți chestiile astea în mușchi. Pe de cealaltă parte, cum faci să nu existe revolte? De cel mai multe ori revoltele nu pleacă de la toți oamenii. Pleacă de la unul sau doi care sunt lideri informali și care au ei de gând să se pună împotriva unui lucru sau altul și în momentul în care, eu le mai spun și curve corporatiste, în momentul în care simt că ceva nu le convine lor, reușesc să-ți întoarcă toți ceilalți oameni încetul cu încetul împotriva deciziei tale și să pară că toată lumea este împotriva acelei decizii. Ai foarte mare grijă la oamenii ăștia. Iar în momentul în care l-ai descoperit, dă-l la o parte. Dă-l la o parte, că n-ai ce să discuți cu omul ăla, n-ai Hashtag ce. Marți. Cum? Hashtag marți.
Da, asta e vorba din termene la a concedia oamenii. Hashtag marți. Mars, pentru că noi făceam trimestrialele vineri, sâmbătă, duminică și nu voia nimeni să dea pe cineva afară luni. Și de câte ori se făcea analiza la manager pe cine ar trebui să concedieze, toți spuneau marți și așa a rămas, hashtag marți. Da. În rest, oamenii creează revolte lângă lideri fără fermitate și viziune. Mie nu mi s-a mai întâmplat să am o revoltă în vreo companie în care eu să fiu implicat direct sau în compania mea sau de enorm de mulți ani. Mi s-a întâmplat la început și mi se părea o problemă. Dar după nu s-a mai întâmplat și tehnicile sunt aceleași. Nu, n-am schimbat tehnicile, n-am schimbat faptul că tot vin și spun ai responsabilitatea asta, do it. Nu, tot Mă fac rog, eu ei. am făcut acum un an jumate o revoltă. Cum? Zic, am avut o revoltă acum un an jumate. I-am dat pe toți afară. Din revolta aia. Acum, întorcându-mă înapoi, zic, bă, când? Acum un an jumate și am dat pe toți afară. Pentru că chiar n-aveau dreptate. Era o situație exact de genul ăsta în care vii și ceri, vrei să faci niște lucruri mai bine și vin personaje care, doar pentru că își văd interesul lor și nu sunt aliniați la viziunea și la misiunea ta, vin și devin toxici și spun piedici și frâne. Și nu știu dacă mai auzi mai devreme rare și ce spuneam. E foarte important să știi ce vrei să faci. Foarte important să fie clară viziunea. Dacă lucrurile alea sunt clare pentru tine, toate celelalte decizii pe care le vei lua vor fi mult mai ușoare și vor fi mult mai rapide. Nu vei sta să mai pierzi noaptea stresându-te tot timpul, rulând scenarii, dar ce o să fac? Îți va fi foarte clar ce ai de făcut. Și care ți-e rolul până la urmă? Pentru că rolul tău nu este să te placă oamenii. Exact. Nici nu am o șansă. Nu știu ce microfon. Aici eu cu prietenia o văd în felul următor. Prietenie, relații cu oamenii cu care lucrezi, poți să fii prieten, poți să ai niște relații absolut spectaculoase. Cred că e și bine dacă ajungi în situația asta. Dar, păi frate, vreau să fim prieteni, să fim nași, fiind ce vrei tu, după ce ne facem treaba. Dacă ne-am făcut treaba și pe care ne-am angajat, da, că o vom face, după aia putem să fim ce vrei tu. Dacă nu ne facem treaba, de aici apar problemele, pentru că de multe ori se pun înainte relațiile de familie, de prietenie, de mai știu eu ce, înainte de a ne uita pe obiectivul respectiv sau pe ceea ce aveam de făcut. Hai să vedem, dragule, ce întrebări mai ai? Tot pe Ce trebuie microfonul ăla ești și nu te aud. Stai să... Acum se aude mai bine? Ia mai zi. Test. Da, Se aude ok. ceva mai bine. Cu mult ecou, dar ceva mai bine. Bun. Ce trebuie să pui la punct în businessul actual înainte să poți să te extinzi la un nou sediu fără să-ți scape lucrurile de sub control? Altfel spus, cum să treci de la un sediu la două? Cum să faci o extindere de genul ăsta? Punct de lucru, nu sediu, de fapt. Tu ai, de fapt, alt punct de lucru de desfășurare activitate operațională. Da, un punct de lucru în care desfășori o activitate similară, pe un Deci o format altă clinică. similar. O altă clinică. Exact. În mod normal, doar să mai dezvolt încă un punct de lucru, n-ai nevoie decât de un manager bun care să fi petrecut ceva timp în locul de aici, în primul loc. Ca și lucruri care să ajute la o rapiditate mai mare de a ajunge la rezultate bune în noul punct de lucru, rolurile și responsabilitățile. Astea să fie extrem de clare și apoi procedurile critice. Ce înseamnă pentru mine proceduri critice? Sunt lucrurile unde majoritatea oamenilor greșesc, unde se greșește mult sau unde greșelile respective mă costă foarte mult. Pentru că astea sunt, de fapt, procedurile critice. Ori este un lucru care se repetă foarte des și dacă acolo se face o greșeală, chiar dacă mă costă puțin acea greșeală, se adună
acele greșeli și ajunge să mă coste mult, sau lucrurile care nu se repetă, să zicem, foarte des, dar dacă acolo se face o greșeală, mă costă foarte mult. Și atunci, procedurile critice, rolurile responsabilităților. Odată ce astea sunt implementate și sunt rulate în, punctul de lucru pe care l-ai acum, apoi tot ce ai nevoie este să recrutezi un manager să stea 2-3 luni în punctul de lucru actual. Asta pur și simplu e un training foarte bun pentru ei să înțeleagă, ok, așa, așa funcționează lucrurile, iar apoi pot să deschidă, pot să deschidă următorul punct de lucru fără nici cea mai mică problemă. Dar nu o fă fără să ai rolurile clare, fără să ai procedurile critice clare și nu o fă fără un manager specific, un manager dedicat acelui loc, pentru că de cel mai multe greșelile pe care le văd este, hai că iau pe unul de la mine și îl trimit acolo, sau hai că mă ocup eu de ambele, sau hai că. De cel mai multe ori de-aia ajung și se blochează la două puncte de lucru, pentru că atunci când o faci prost, două puncte de lucru nu înseamnă dublu muncă pentru mine. Înseamnă triplu sau de patru ori muncă pentru mine atunci când o fac prost. Pentru că numărul variabilor crește mult mai mult, nu se dublează. Crește mai mult pentru că există și comunicarea dintre cele două și multe alte probleme acolo. Așa că dacă astea sunt clare și ai un manager clar, n-ar trebui să ai probleme. Ok. Angajarea versus educarea oamenilor cheie din firmă, cum îți dai seama ce metodă alegi în fiecare caz? Mă rog, educarea oricum există educare continuă, dar iei un om de la zero și îi faci un training mai intensiv pe o perioadă mai lungă de timp, sau încerci să angajezi unul care deja știe? Depinde de stadiul companiei și depinde de piață. Adică sunt două variabile. Depinde de piață în ce sens. Sunt destui oameni cu abilitățile necesare la nivelul la care eu am nevoie în piață, astfel încât să pot să recrutez. Dacă sunt, nu mă gândesc la cealaltă variantă în care să iau eu oamenii să-i cresc. Da? Bun. Dacă nu sunt, sunt obligat să o fac. Am nevoie să o fac. Pentru că altfel voi lua doar reboot-uri de la compania X, compania Y, unde de cel mai multe ori fac lucrurile mai prost decât unul care nu le-a făcut niciodată. Sunt multe industrii în care asta se întâmplă. Iar a doua întrebare este în ce stadiu este compania mea. Și anume, la început, când sunt cu o companie, la început, ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să angajez oameni începători. Pentru că nu am timp, nu am resursele necesare, nu am timpul necesar să aștept ca oamenii aia să crească la un nivel unde să performeze măcar la nivelul pieței, astfel încât eu să pot să fiu profitabil și să pot să cresc. Da? Dar odată ce compania crește și își permite să aibă un buget specific pentru a-și crește proprii oameni, atunci lucrul ăsta merită. De ce? Pentru că oamenii aia pe care îi creștem noi de la zero, e adevărat, trebuie un buget unde să mă aștept că mi-a 2 ani de zile sau 3 ani de zile să ajung cu un om acolo unde vreau să ajung, dar oamenii respectivi sunt crescuți după cultura noastră, după regulile noastre, după responsabilitățile noastre. Și în momentul în care ajung la performanță și ajung să fie independenți, performează mai bine decât cei pe care îi recrutez. Însă nu pot să fac asta până când nu am un astfel de buget care să mi-l permit. Este o investiție pe termen lung, nu este o investiție pe termen scurt. Și aici fac de cel mai multe ori greșeala antreprenorii, pentru că eu o consideră investiție pe termen scurt. Hai că recrutez oameni care nu știu și bag 3 luni de training în ei și ajung nu știu unde. Not really. Nu prea pot să înlocuiesc timpul. Sunt două lucruri necesare. Practica, timpul pe practică de care avem foarte mare nevoie,
Și partea de feedback constant, care, din nou, ai nevoie de timp ca să primești feedback constant. Mm-hmm. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Da, nu mi-ai răspuns, este clar, din punctul meu de vedere. Adică, de preferat, dacă poți să iei deja formați, când ești companie mică, e ok să iei așa. Dacă ești companie mare, pe termen lung cel puțin ai mai mult de câștigat dacă ți formezi singur, deși clar este mai scump. Da, și plus în România sunt atât de multe roluri care nu prea mai au școală bună, nu prea mai au rolul unde să crească, locul unde să crească, încât din ce în ce mai multe companii le împing înspre ideea de să-și facă o proprie academie. Dar trebuie să ajungi o academie proprie, dar trebuie să ajungi la nivelul la care asta face sens din punct de vedere financiar, să poți să o susțin și în același timp să poți să-mi susțin creșterea în continuare, nu să poți să susțin lucrul ăsta și eu să nu mai am bani de investit în creștere și în scalare și în așa mai departe. Cum are Regina Maria școală de asistente, probabil. Păi de ce crezi că au făcut-o? Că e o criză de asistente. Corect. Da. Bun. Dacă am dorit să ne extindem în sistem de franciză, ce ar trebui să căutăm la persoana care îi dăm franciza și cum ar trebui să funcționeze o franciză în sistem medical? O franciză în sistem medical funcționează pe exact la fel cum funcționează orice altă franciză. Nu este nimic diferit, doar tipul de angajați pe care i-am, că trebuie să recrutez doctori față de alte lucruri. Dar cel mai important pentru succesul unei francize sunt două lucruri. Unu, manualul de franciză, care manualul de franciză ar trebui să cuprindă tot de la sistemul de management, la responsabilități, roluri, obiective lunare, toată povestea despre cum funcționează, procese, proceduri foarte bine clarificate și trainingurile necesare pentru fiecare rol în parte și așa mai departe. Odată ce ai asta și e rulată și funcționează, cea mai mare greșeală pe care o fac companiile care vor să francizeze este că se duc și își vând franciza către oameni pasionați. Pentru că ăia, de cel mai multe ori, distrug franciza. Pentru că oamenii pasionați, ce fac ei? Ei vin și zic, mamă, de când mi-am dorit eu să am o clinică? De o grămadă de timp mi-am dorit eu să am o clinică și așa pot să am clinica mea și mult mai repede și mai ușor. Și mă duc la tine și iau franciza. Și apoi ce fac? Mă apuc să o modific după chipul și asemănarea mea, că era pasiunea mea, era visul meu. Și aia e moartea unei francize. Deci o să tâmpești cu oamenii ăștia. Și nu performează pentru că ei vor ca locația aia sau franciza lor vor să fie ca ei, în loc să urmeze principiile deja stabilite care duc la profitul necesar și la livra serviciile necesare. Și atunci ce vrei să te asiguri în momentul în care vinzi franciză, vinde franciză către antreprenori. Adică către un antreprenor care îi place ideea, îi place viziunea, îi place business-ul, vede potențialul în el, dar modalitatea lui de a face acest business este dăm franciza, mi-am angajat CEO, îl trimit la tine la training și apoi eu îl verific trimestrial să mă asigur că face ceea ce trebuia să facă. Ăia performează în franciză. Ceilalți îți aduc doar bătăi de cap. Doar bătăi de cap. Deci cumva similar extinderii de la un sediu la două, doar că scapi tu de responsabilitatea verificării sediului respectiv pe care o dai acelui antreprenor care îți cumpără. Și de investiții. Asta e o problemă iarăși delicată în, să zic așa, nișa asta medicală, pentru că investițiile sunt mult mai mari decât, nu știu, la o franciză de fast food. Da. De asta atunci e și cercul se restrânge mult de potențiale cumpărători, bănuiesc.
Cât este o investiție să pornesc cu o clinică? O investiție inițială. Câteva, să zic, între 1 și 3 milioane, cred. Cam așa. Depinde foarte multe lucruri. Cum ar fi poziția unde deschizi acea clinică, și poziția e relativ complicată pentru că trebuie să-ți iei anumite aprobări de la Ministerul Sănătății. Adică nu poți să cumperi chiar orice locație. În foarte multe cazuri puteți să construiești de la zero. Adică sunt multe discuții ca să poți să pui la punct ceva, o franciză bandabilă sau să ajungi să funcționeze. În cazul ăsta, la investiții atât de mari, ori te duci direct către antreprenori din domeniul medical, care oricum fac chestia asta, ori grupuri de antreprenori, pentru că nu trebuie să fii singur și de cel mai multe ori sunt happy să nu fie singur. Da. Că am de făcut o investiție de 3 milioane, aduc 5 antreprenori care să fie asociați acolo și din nou, au un singur CEO care de cel mai multe ori este cea mai mare problemă pentru ei. Și dacă poți să le rezolvi acea problemă prin faptul că poți să cumpere acel CEO de la tine, deja trăinuit, banii nu sunt o problemă, pentru că aduce și profitabilitate destul de mare față de investiția pe care o aduci, o faci în investiție. Problema nu e neapărat investiția inițială, că ok, am de băgat 1, 2, 3 milioane de euro, este rentabil pentru mine, adică în cât timp îmi scot cei 3 milioane de euro? Da. Asta e întrebarea. Și de cel mai multe ori în domeniul medical și mai ales în nișe de genul ăsta, gen oftalmologie, banii se scot destul de repede. Bun, dragi, mai ai tu vreo întrebare? Înainte de aia vrei o întrebare mai scurtă? Sau? Înainte de asta, că tot am vorbit, vreau ca pe parcursul acestui podcast să ofer posibilitatea celor care ne ascultă să aibă acces la produsele și la serviciile TPF la un preț bun. Asta este sunt oferte pe care vrem să le facem în timpul episoadelor de podcast pentru oamenii care ne ascultă, pentru oamenii care sunt fani și așa mai departe. Am vorbit destul de mult pe parcursul acestui episod despre sistemul TBF de management. Este un sistem de management pe care l-am construit în 16 ani, fiind implicat în peste 300 de companii din 20 și mama lor de industrie. A fost preluat de sute de antreprenori de la companii micuțe până la companii cu mii de angajați și și-au pus afacerea la punct folosind principiile din acest sistem de management. Adrian, și așa ne-am și cunoscut, el a implementat sistemul de management TBF înainte să ne cunoaștem noi și apoi a început să-l implementeze în alte afaceri, fără să-mi spună și mie. Underground. Da. Și în sfârșit am avut timp anul trecut să stau și să înregistrez complet ce înseamnă sistemul ăsta de management, de la cum faci managementul creșterii, la cum stabilești obiective, să scriu template-uri de obiective, să scriu template-uri de roluri, de responsabilități, să explic cum funcționează tot sistemul ăsta până la recrutare, concediere și promovare, la sistem de ranking, inclusiv la partea de recrutare, cum faci recrutări de lideri, cu modele de anunțuri și toată povestea. Prețul, așa, am înregistrat acest curs sub format video și pe lângă asta am adăugat ca bonus la acest curs 30 Days MBA, în care împreună cu Adrian am intrat în toate detaliile necesare de management și de creșterea unei afaceri timp de 30 de zile, câte
o oră pe fiecare, câte o oră și jumătate pe fiecare zi. Deci sunt 30 de videouri de o oră și jumătate fiecare și a fost un succes remarcabil, având peste 2000 de oameni care ne ascultau zilnic. Și pentru cei care își doresc acest curs și vor să implementeze acest sistem de management și vor să-l înțeleagă și vor să ajungă să poată să-și dedice 10-20% din timpul lor către management, iar restul pentru creștere, pentru recrutări de oameni remarcabili, pentru strategie și așa mai departe, atunci vă recomand căldura acest, să luați acest curs și să-l urmăriți și să-l implementați. Iar pentru a apărut probabil, sper, pe ecran linkul către ofertă, este valabil doar pentru acest episod, doar pentru acest episod de podcast. De la 2500 de euro prețul, cât este mult normal, este redus la 1500, un discount de 1000 de euro, doar că este valabil doar pentru 20 de clienți. Deci când 20 de oameni vor cumpăra din acest episod, linkul nu va mai funcționa. Așa că dacă vreți acest curs, vi-l recomand cu mare căldură. Adrian inclusiv are un program de implementare pe care îl susține în prezent cu mai multe companii, program de implementare lunar al acestui sistem de management. Și în episoadele următoare o să vă povestim și despre niște zile de implementare pe care vrem să le organizăm, pe care Adrian le va organiza. Zile de implementare în care Adrian va conduce pe tine și pe echipa ta, astfel încât să scrieți responsabilitățile corecte sau să scrieți procesele și procedurile corecte într-o singură zi, full, să puteți să mergeți într-un loc împreună cu 2-3-4 angajați critici din companie și să puteți să scrieți aceste responsabilități, să puteți să implementați cu adevărat un sistem de management coerent, să aduceți predictibilitatea necesară în companie. Dar vă vom povesti despre asta în episoadele următoare. Așa că, dacă vreți, ca să puteți să participați la zilele de implementare, să puteți să participați la un program de implementare cu Adrian, sau să, dacă vreți să puteți să folosiți softurile din TPF Digital care te ajută să stabilești obiective, responsabilități măsurabile, să scrii procesele și procedurile, ai nevoie în primul rând să înțelegi acest sistem de management care mi-a luat mult prea mulți ani să-l construiesc. Cam atât. Hai să vedem, dragilor. Zi, dragule, ce întrebări mai? Bun, o întrebare destul de scurtă, îmi imaginez. Cum ar fi bine să facă avansările între niveluri? Aici mă refer la interval de timp. E clar, în funcție de îndeplinirea responsabilităților, dar din ce am văzut, majoritatea companiilor au și o limită de timp. Dacă e mai ok să fie o dată pe an pentru toți angajații sau la o perioadă fixă de când a început respectiva persoană să lucreze pentru companie? Fiecare rank, fiecare poziție, da, vine la pachet cu, pe lângă un set de responsabilități specifice și măsurabile pe care trebuie să le realizez dacă vreau să fiu pe poziția respectivă și să primesc salariul ăla. Vine la pachet și cu o necesitate de vechime în companie sau de vechime pe anumite roluri ca să pot să ajung pe rolul respectiv. De exemplu, McDonald's folosește chestia asta foarte inteligent. Tu, ca să poți să ajungi pe poziția de manager de locație, tu trebuie să fii petrecut minimum 6 luni pe, nu mai știu ce naiba, rol de cartofior, cum dracu îi cheamă, care fac cartofii, pe rol de preparator, pe rol de casier, nu știu câte luni, și trebuie să ai acea vechime acumulată pe lângă apoi acele responsabilități ca să poată să aplice pentru poziția nouă. Iar recomandarea mea este să permiți oamenilor să aplice pentru acele poziții. Nu neapărat să te duci tu la ei, poți să vorbești cu ei asta în evaluările de performanță, ceea ce e ok odată la 3 luni de zile,
dar să le aduci aminte că au posibilitatea să aplice pentru următoarea poziție, să aplice pentru următoarea poziție, dar astea sunt regulile. Regulile înseamnă vechime atâta pe rolul ăsta, vechime atâta pe rolul ăsta. Eu nu pot să ți le spun care ar trebui să fie, pentru că diferă de la un rol la altul. Nu, pe un rol, să zicem că ai nevoie de vechime de 6 luni pe un alt rol, la altul poate ai nevoie de vechime de 2 ani. La fel cum când ai terminat școala de medicină, ai nevoie de o vechime de rezidențiat de nu știu cât ca să poți să aplici pentru rolul de medic și așa mai departe. Da? Așa că asta e modalitatea. Ce mai îmi place să mai adaug la aceste reguli pentru aplicare sunt anumite cărți sau anumite cursuri prin care trebuie să treci ca să poți să aplici. Și atunci dau sens învățării, dau sens educației, pentru că foarte mulți se plâng că oamenilor nu citesc cartea aia, sau nu merg la cursul ăla sau nu fac chestii, nu învață, nu se educă pe cât de mult și-ar dori ei. Păi normal că nu fac, pentru că n-au nimic de câștigat. Ei primesc acum un salariu, la ce mama dracului să mă apuc să mai învăț, să mai fac nu știu ce, că oricum o să primesc acela salariu. Așa că leagă educația de noile poziții. Și atunci pentru fiecare poziție, pentru fiecare creștere, am nevoie să fi trecut printr-un anumit set de cărți, printr-un anumit set de cursuri, ceea ce împinge omul să gândească că educația îi permite să avanseze. Și ăsta e lucru pe care, din perspectiva mea, școala îl face cel mai idiot. Pentru că nu îți leagă educația de un rezultat pe care tu ți-l dorești. Eu a trebuit să ajung la 18 ani. Până la 18 ani eu am citit o singură carte, Framul Suporar. Aia a fost singura carte pe care eu am citit-o până la 18 ani. Și a trebuit să ajung la 18 ani să mă învețe unul dintre cei mai importanți mentori din viața mea să-mi facă legătura dintre vrei să câștigi aia, citește asta. Capul meu până în acel moment n-a făcut nicio legătură între citit și faptul că eu pot să câștig mai mult. Și în momentul ăsta, chiar dacă se vorbește foarte mult despre dacă te duci, câștigi mai mult și faci pe dracu în patru, chiar dacă se vorbește mult despre partea asta, creierul majorității angajaților încă n-a făcut legătura dintre dacă mă educ, voi câștiga cu atât mai mult. Da, foarte tare mi se pare asta cu legătura dintre educație și avansare. Adică chiar sună ceva. Perioada de probă, Rareș. Chiar și când, în momentul în care trece pe o poziție nouă persoana respectivă, consideră-o ca și o nouă angajare, perioada de probă despre care și ea să știe și tu să știi pe valorile de performanță din două în două săptămâni pe care trebuie să le faci atunci când angajezi pe cineva. Ca să te asiguri în primele 3 luni de zile că persoana este potrivită pe rolul respectiv. Chiar dacă trece de la un nivel, de exemplu, trece de pe recepționer 1 pe recepționer 2. Chiar dacă nu promova fără perioadă de probă, niciodată. Pentru că promovarea de cel mai multe ori nu înseamnă un upgrade de rol, înseamnă o schimbare de rol. Este un alt rol. Chiar dacă înainte aveam de dat 20 de telefoane pe zi și acum am de dat 40 de telefoane pe zi, să zicem că asta ar fi singura schimbare de pe un rol pe altul. Bine, această schimbare de a da în loc de 20-40 de telefoane pe zi este o schimbare mare. Este un alt rol, eu trebuie să-mi organizez timpul altfel, trebuie să vorbesc altfel, trebuie să dau telefoanele altfel, trebuie să-mi prioritizez oamenii altfel. Și de multe ori vei avea contextul în care oamenii nu vor performa din prima pe acea promovare. Și atunci ei promovează, au perioada de probă 3 luni de zile. Nu reușesc din prima, se întorc pe rolul pe care erau înainte, acum știu ce se cere și peste 3 luni sau peste 6 luni aplică din nou. Și au șansa să ajungă acolo. Pentru că de prea multe ori avem impresia că noi putem să reușim din prima. Bullshit. Eu cel puțin de câte ori am
crezut că merg la următor nivel, am încercat, nu mi-a ieșit, m-am întors la nivelul la care eram, după care abia a doua oară când am încercat sau abia a treia oară când am încercat, am ajuns acolo unde am vrut. Și același lucru este și pentru oameni. Dar nu promova niciodată fără perioada de probă, pentru că o să pierzi oameni. Da, eu mă gândeam cumva la perioada de probă dacă s-ar putea include înainte de, înainte de promovare. Adică tu deja să arăți că ai capacitatea și capabilitatea să faci responsabilitățile pentru nivelul următor înainte ca tu să fii promovat. Adică în teorie. Nu în teorie, că... Da. Bine, acum dacă sunt chestii foarte clare și măsurabile, cum e cu numărul de apeluri, e același lucru cu perioada de probă, nu e nicio diferență. Că zici, ia să vedem dacă poți să dai 40 de apeluri sau nu. Dar mă gândeam, dacă nu sunt foarte clare, cum sunt de exemplu pe partea de interacțiune cu oamenii, este foarte greu să măsori cât de drăguț, cât de empatic este cineva cu un pacient. Nu e greu. Deloc nu e greu. Mie mi se pare. Atunci, o nouă întrebare este cum măsori partea asta? NPS. E probabil cea mai simplă. Net Promoter Score-ul. Și anume, fiecare se ia feedback constant de la client. Numai că feedback structurat. Da? Și vezi ce experiența are omul cu un anumit om de recepție sau de pe ce rol este, ce experiență are cu alt om de recepție. De ce este asta o problemă? De ce este o problemă să se trimită un e-mail automat după fiecare interacțiune, să știi cine ce om era pe tura aia și să vezi dacă omul ăla a transmis ceea ce trebuia sau nu. Asta se întâmplă, dar cel puțin din ce am observat eu, feedback-ul oamenilor, dacă rezolvă cu problema medicală și nu știu, nu s-a purtat chiar groaznic recepția sau asistenta, sunt foarte fericiți cu serviciul overall, deși poate nu a fost cum ar fi trebuit să fie. Păi nu-l întreba doar de serviciul overall. Întreabă-l direct. Nu, îl întrebăm separat pe fiecare departament, fiecare interacțiune cu asistenta, cu recepția, cu partea de programare înainte. Instant, după. Se trimite el în același e-mail cu raportul medical. Și atunci dacă omul e mulțumit cu... Ce problemă ai? Că e o diferență foarte mare între cum se poartă oamenii. Adică unii oameni se poartă drăguți, unii oameni nu se poartă drăguți. Review-urile date de pacienți sunt pentru recepție sunt destul de asemănătoare. Dar totuși... Bun, ok, bun. Asta o faci prin mystery shopping, Rareș. Da, asta... Există tipul ăsta de controlling. Dacă chiar vrei să te duci la nivelul respectiv, ai controller, mystery shopper care, să zicem, de două ori pe săptămână îți intră în locații și controlează. Asta oricum vei fi obligat să faci dacă vrei să faci franciză, că n-ai altă modalitate să menții sub control partea asta. Pe mine însă nu înțeleg foarte bine nevoia ta atât timp cât oamenii sunt mulțumiți. Eu aș rezolva-o mai mult prin a băga în responsabilități training constant pe oamenii ăștia de a se comporta frumos, adică să repeți atât de mult training-ul despre cum îi răspunzi unui client, cum îi spui X, cum îi spui Y, cum îi spui Z, cum reacționezi la aia, cum reacționezi la aia, încât oamenii să nu mai știe să facă altfel. Până la urmă, ăsta e scopul trainingului des. Da. Și de asta și în cursul de management explic partea asta de cum ar trebui făcută partea de training. Da. Deci, vrei măsurătoare foarte accurate, mystery shopper, controller, anonim și așa mai departe. Vrei o măsurătoare mai mai
overall, nu chiar atât de accurate, dar să poți să vezi trendurile constant, e ceea ce faci acum. Aș fi interesant totuși să văd întrebările care sunt acolo, cât de specifice sunt acele întrebări, pentru că și ceea ce ți-aș recomanda este ori să faci un research bun pe Google despre cum pui astfel de întrebări ca să primești răspunsuri ok, ori să lucrezi cu un, uite că nu vine acum, cum îi zice la expertul pe survey-uri, sunt experți, care de cel mai multe ori lucrează la noi în companiile mari, Orange, Vodafone și așa mai departe, care se ocupă cu asta. Și poți să le ceri consultanță să-ți facă un formular concret pentru a lua feedback. Dar și Google-ul, dacă cauți destul de mult, îți va da rezultatele necesare. Hai, mai avem o singură întrebare, dragule, și finalizăm. Bun. Întrebarea asta am văzut acolo că hai să nu includem doar întrebări despre business. Cum a început pasiunea ta pentru consultanță? Și cum ai reușit, să zic, atât de repede să avansezi în partea de consultanță? Adică cum ai oferit, cum au avut încredere oamenii în soluțiile tale și în consultanța pe care ai oferit-o tu? Eu n-am avut niciodată pasiune pentru consultanță. Pentru mine consultanța a fost un rău necesar și am urât-o de când am început-o și până anul trecut când am încheiat-o. Și n-am mai făcut. Pentru mine consultanța n-a fost un scop. Pentru mine consultanța a fost un mijloc. Am vrut să fiu expus în cât mai multe industrie, în cât mai multe business-uri de diferite feluri, inclusiv pe aceeași industrie, pentru a înțelege părțile fundamentale din business. Aici vorbim de la management, la marketing, la sales, la... Sunt niște părți fundamentale pe care le respectă cam orice business de succes. Și scopul meu, singurul scop al meu a fost creșterea, cu oricât de multă durere ar fi trebuit să trec prin asta. Și atunci consultanța a apărut ca un mijloc, iar de unde avea oamenii încredere din succesele pe care le aveam înainte. Eu am ieșit în față foarte de curând, cu multă tărăgânare, pentru că nu mi-a plăcut. N-am vrut, nu-mi place să ies în față, nu-mi place să stau în față, dar pentru că viziunea și misiunea mi-a cerut, până la urmă am zis, fuck it, trebuie să o fac dacă vreau să las în spate ceea ce vreau să las în spate. Dar n-a fost o plăcere. Pentru mine ziua mea ideală este să stau închis sau să stau să mă uit la mare și să fiu singur. Asta e ziua mea ideală. Râdea Adrian de mine că am ajuns să-mi planific inclusiv interacțiunile umane. Ok, am 2 ore interacțiune umană cu X și 2 ore interacțiune umană cu Y, să nu fac prea mult pentru că mă supra-soliciți. Cum? Supra-soliciți. Da, nu-mi place, ce să fac. Dar mi-a plăcut ideea de a crește business-uri, de a schimba ceva în România, de a crea ceva. Și atunci antreprenoriatul a fost mijlocul și scopul meu a fost să devin foarte bun în asta. Și pe lângă business-urile mele, am zis, era mult prea puțin. Și atunci vreau să fiu expus în cel mai rapid mod în business-uri, dar în același timp să-mi văd propriile decizii, să văd efectul propriilor decizii, nu doar să mă apuc să fac cursuri când eu habar n-am, doar pentru că am impresia că știu, și apoi să fiu lăudat că am zis lucruri pe unde oamenii dau din cap, da, așa e. Și atunci scopul meu a fost, ok, am vrut să-mi văd efectul propriilor decizii în atât de multe industrii, în atât de multe business-uri, iar după asta, momentul în care, de exemplu, sistemul de management a început să nu se mai schimbe în ultimii ani de zile, pur și simplu mă implicam în business-uri constant și ca partener în business-uri mijlocii și business-uri mari. Și vedeam că în ultimii ani am văzut că pur și simplu nu se mai schimbă, fundamentele rămân aceleași, oricât de mare, mic ar fi business-ul, sunt doar chestii de finețe acolo. Atunci am renunțat și la consultanță, că n-a mai făcut sens pentru mine.
Și de asta am început parteneriatul cu Adrian, pentru că el iubește să stea lângă antreprenori, să-i ajute să implementeze sistemul de management și să le ofere un context inevitabil în care să facă lucrurile care trebuie să le facă. Pentru mine chestia era un chin, pentru Adrian este o plăcere. Și ne potrivim. Eu abia aștept să într-o trimestrială acum la o companie. Abia aștept să ajung mai repede jos în sală. Da, pentru mine mă închinam de 3 ori, înjuram de 7 ori și îmi făceam până la urmă curaj. Ok, hai să merg să văd niște Homo sapiens. Cam așa e. Da. Bun, dragule, mulțumesc foarte mult de participare la podcast. Sper că ți-ai luat informația de care ai nevoie. Sper că ți-am fost de folos și eu și Adrian. Mulțumesc pentru invitație și mi-a plăcut că răspunsurile au fost foarte specifice și foarte adaptate business-ului și nevoilor mele. Adică mi-au plăcut și am, vreau să-l revăd și eu podcastul ca să, că nu mi-am notat absolut nimic, deci o să am nevoie să mă uit de câteva ori la el. Păi o să-l punem online și pentru tine o să fie cu o taxă de 10.000 de euro dacă vrei să-l revezi. Data viitoare să-ți iei notițe. Exact. Bun, dragule, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Adrian. Mulțumesc și eu, dragilor. Zi faină vă doresc. Por la implementare. Și nu uitați de oferta de curs. Încă link-ul este sus pe ecran. Este doar pentru 20 de... pentru primii 20 care cumpără de pe acest link. Până data viitoare, dragilor, să aveți o săptămână remarcabilă, o zi remarcabilă și știți voi vorba aia, rămâneți nerezonabili.